Cristian Diaconescu a reacționat la declarațiile guvernanților despre evaluările efectuate de către agențiile de rating Moody's și Standard Poor's. Președintele PMP a declarat că agențiile nu laudă cabinetul de la Palatul Victoria și că ratingul nu ar fi datorat de strategiile de investiție sau de perspectiva de administrare a României. Vă rugăm, nu ne insultați inteligența după câte cazuri și probleme s-au prăbușit peste români. România între prostie arogantă și idioții utili. Agenția americană de rating, Moody's, a modificat perspectiva ratingului de țară al României privind datoria suverană pe termen lung și scurt de la negativă la stabilă, dar România rămâne pe ultima treaptă de rating recomandat investițiilor. Agenția de rating, Standard Poor's, a anunțat că menține ratingul suveran al României la același nivel, cu perspectivă stabilă, a declarat Cristian Iaconescu pe propria pagină de socializare. Președintele PMP susține că agențiile de rating, Standard Poor's și Moody's nu laudă guvernul. Doar baza de evaluare care reprezintă rezultatele economice din trimestrul 2 și 3 când România a funcționat pe consum. Cristian Diaconescu a mai precizat și că banii din PNRR încă nu au venit. Banii din PNRR nu îi avem. Sunt promiși. A doua etapă de aprobare în Consiliul European se va finaliza pe 28 octombrie, după care toată responsabilitatea revine autorităților de la București, care au autorități, guvern legitim, nu sunt șanse. Funcționarii în ministere stau și așteaptă. Șefii comunităților locale spun că nu e treaba lor să se ocupe de dezastrul sanitar, iar propaganda criminală zburdă, a mai spus președintele PMP.